Blocul setează și atribuirea variabilelor. Variabilele funcționează ca un suport de memorie pentru valori. Ele primesc valori prin citire sau prin atribuire. Spunem, noul x primește prin atribuire rezultatul evaluării expresiei. În exemplul 1, noul x primește prin atribuire rezultatul evaluării sumei dintre variabilele a și b. În exemplul 2, noul x primește valoarea 17. În partea dreaptă a săgeții trebuie trecute cantități cunoscute, iar în partea stângă avem elementul de noutate, numele noii variabile create. Un exemplu, x primește 8, în limbaj natural spunem noul x primește valoarea 8, pe caiete scriem x egal cu 8. Prin atribuire se pot pierde valori. Iată, dacă la început x a fost încărcat cu valoarea 8 prin atribuire, o nouă atribuire prin care noul x primește valoarea 5 șterge vechea valoare din memoria calculatorului. Din potrivă, prin atribuire se pot salva valori. Am scris x primește 8 și apoi noul y primește valoarea vechiului x, adică y salvează valoarea lui x, y îl clonează pe x. Prin atribuire se pot recicla variabile. Iată, în exemplul nostru, x a primit valoarea 8 și în a doua atribuire spunem noul x primește vechea valoare a lui x plus 1. Asta înseamnă că vechea valoare 8 dispare, iar x a primit valoarea 9. Există și un bloc corespondent al atribuirii, se numește blocul setează variabilă la valoare sau la expresie, mai precis. Fie A și B două variabile, fiecare cu o valoare diferită de acelelalte. Scrieți un algoritm care schimbă valoarea lui A cu valoarea lui B. De exemplu, dacă la intrare avem A egal cu 9 și B egal cu 1, după interschimbare, la ieșire trebuie să apară A egal cu 1 și B egal cu 9. Vom presupune că cele două variabile sunt două pahare, paharul A și paharul B, iar conținutul paharelor reprezintă valorile variabilor. Pentru rezolvare vom lua în considerație un al treilea pahar gol, numit C, și golim conținutul paharului A în paharul C. Apoi, golim conținutul paharului B în paharul A și la final golim conținutul paharului C în paharul B. O altă sesiune de autoevaluare. Calculați suma a două variabile folosind doar două variabile. O soluție posibilă este: citește x, y, noul x primește x plus y, scrie x. Observație utilă în nenumărate probleme, putem crea mai multe clone unei variabile. Iată, variabila x încărcată inițial cu valoarea 8 este clonată în y, este copiată în z și este copiată și în w. O altă sesiune de autoevaluare, în secvența de atribuiri, comentați atribuirea z primește p. Am avut noul x primește valoarea 8, noul y primește valoarea vechiului x, adică 8. Și o indicație ar fi ca să observăm că variabila p nu este cunoscută. În continuare, prezentăm un exemplu de utilizare a blocului setează în mediul Scratch. Accesăm aplicația Scratch, închidem tutorialul, pregătim un eveniment și ne propunem să rezolvăm celebra problema paharelor, care are următorul enunț:
Să citesc două variabile A și B, interschimbați-le valorile. Problema se poate rezolva cu ajutorul unei variabile noi, numită în problema noastră variabila C, iar în problema paharelor, un pahar de ajutor care să facă posibilă înlocuirea conținutului paharului cu suc cu conținutul paharului plin cu apă. Suntem în zona de variabile, butonul creează variabila A, ok, creează variabila B, ok, creează variabila C, ok, întrucât nu vrem să facem vizibil pe ecranul de rezultate conținutul variabilei C, o dezactivăm, citim prima variabilă, citim și cea de-a doua variabilă. Iar apoi urmează o serie de trei atribuiri, de trei setări, după cum urmează. Variabila C va salva, va clona variabila A. Variabila A, fiind salvată, poate prelua conținutul variabilei B, iar variabila B va prelua la final conținutul variabilei C. Printr-un bloc de scrie vom afișa conținutul celor două variabile. Programul este finalizat. Cu clic pe steagul verde, îl rulăm. Pentru A, trimitem valoarea 2222 de la tastatură. Pentru B, trimitem valoarea 3333 de la tastatură. Vom observa că am reușit interschimbarea valorilor celor două variabile. Rulăm din nou programul, de această dată pentru variabila trimitem numele meu, Afrodita, pentru variabila B o să trimit numele Bianca, să vedem dacă algoritmul funcționează. Și iată că interschimbarea s-a produs. Pentru a salva fișierul pe calculator, avem buton dedicat, răspundem cu OK și fișierul va fi salvat, desigur, în zona de downloads a computerului personal.